Doamne și domnule, bine v-a regăsit! Bine v-a regăsit! Vorba vine! M am uitat acum la televizor cu campionatul ăsta mondial. Sincer, eu n-am văzut pe un meci, o repriză dintr-un meci am văzut. Și după aia, toată lumea vorbește despre Croația. Mamă ce fain, o țară mică, ajunge în finală. Toată lumea era fan Croația. Păi de ce? Ar trebui să ne întrebăm ce au croații și ce nu avem noi. Croația a intrat în Uniunea Europeană în 2013, mi se pare, dacă nu greșesc. A avut acel război devastator cu sârbii, când și-au dat seama că nu mai pot continua sub Milošević și și-au făcut treaba. Dacă te duci prin Croația, o să vezi la o jumătate de preț autostrăzi făcute prin munte. Dacă te duci în Croația, o să vezi un patrimoniu istoric extraordinar de bine conservat. Te duci în Dubrovnik și nu-ți vine să crezi că țara aia a fost într-un fel sau altul comunistă. Dar mai sunt niște lucruri pe care ar trebui să le știm. Croații au fost extrem de onești. Colinda Grabar-Chitarovici, președinta lor, a făcut niște gesturi pe care niciun politician din România n-a avut curajul sau nehămeseala să le facă. De exemplu, președinta Croației a vândut cele 35 de limuzine de lux, toate erau mer mercedesuri, ale ministrilor, secretarilor de stat și mai știu eu ce, și-o băgat bani în trezorerie. Inclusiv avionul prezidențial a vândut și-o băgat bani în, în trezorerie. Vorbește șapte limbi. Nu zice 20-20. Mai trebuie să știți că în Croația salariile miniștrilor, salariile prim-ministrului, salariul președintelui au fost reduse la jumătate, cu 50%. La noi s-au mărit de trei ori. Mai trebuie să știți că și în Croația au existat pensii speciale pentru deputați și senatori. Dar aceiași deputați și senatori au votat ca să nu mai existe pensii speciale pentru deputați și senatori. Eu v-am spus toate chestiile astea ca să puteți compara cu dăncila noastră de Teleorman. Cu infractorul dovedit din fruntea României. Cu ăștia doi repetenți, Dragnea și Tăricianu, din fruntea României. Tatăl și comparația aia m-a dus la un la un fel de căutare. Mă, cum se face că după fiecare moment istoric în țara asta s-a întâmplat ceva rău? s au unit Valahia cu Moldova și a apărut Camarila Lucuza. Un tip, ok, personaj istoric, dar când l-au pus să abdice, l-a luat din camera alăturată unde era cu amanta lui, ce erau amândoi în pielea Și eu întins unul manta de soldași, o să acopere răzbă goliciunea. Asta este. Sună urât, dar dacă vrem adevăr, hai să zicem adevăr. Cum se face că după unirea cu Valahia, Moldova decade și ajunge cum n-a fost niciodată atât de săracă. Astăzi este cea mai săracă regiune a Uniunii Europene. Da? Moldova, cea cu capitala la Iași. Și Moldova chiar nu merită chestia asta. Cum se face că după 918, în loc să fie o revigorare, o restartare, o modernizare a statului, aceiași hămesâți ajung la conducerea țării. După ce și o bătut joc de bucureștenii în 1916, când o invadat la ordinul politicienilor Transilvania și după așa luat-o de la Mackensen, care au ajuns până în București, unde bucureștenii l-au primit pe Mackensen cu flori, politicienii, în frunte cu regele, se refugiază la Iași, și 918, după ce jonglează cu puterile centrale și puterile centrale ajung la concluzia că lasă bă că nu trebuie imperiu, Habsburgic ăsta, vin și culeg toți bănuții, toate roadele unirii. Eu am aici o carte. Am aici o carte. Ioan Slavici a încăpătat-o. S-a oprit emisiunea sau ce? Uite, vezi, cartea asta au apărut în 1921, ediția Princeps. Am găsit-o în sfârșit și am cumpărat-o. Închisorile mele se numește. Unde Ion Slavici, arestat în 1916, 18, da? 16, înainte de intrarea lui Mackensen în, sau nu, după, după primul război, arestat, își povestește dramele trăite în închisoare și drama cea mai mare era faptul că a văzut că dintr-o dată Covarășii ăștia politicieni și-au dezgolit caracterul. Nu aveau caracter. Iorga, cel care era scuipat pe stradă de Iorga. Slavici, cel care era scuipat pe stradă de Iorga. Scuipa Iorga după el și trântea flegmene pe acolo. Iorga fiind un naționalist, un tâmpit. Mare tâmpit. Dacă citești memoriile lui Blaga, memoriile fiicei lui Blaga, o să vezi că la primirea lui Blaga în Academie, vine Iorga în ciudat, invidios pe succesul lui Blaga și își pune acolo la intrare în Academie cărțile lui ca să zică și ea ceva de bine. Și când au văzut că oamenii îl elogează pe Lucian Blaga, și-au strâns furios cărțile și-au plecat, nervos că nu l-au băgat lumea în seamă ca pe zeu. Aceiași oameni, Brătianu, un hămesât, și Iorga, care au ajuns în Ardeal și și au făcut praf tot. Iorga zicea, o uliță prăfuită din București valorează mai mult decât toate burgurile din Ardeal și Banat. Brătianu, tot la sugestia lui Iorga, merge la Alba Iulia și trage cu în cetate, demolează pur și simplu o parte a cetății ca să facă o catedrală ortodoxă. Acolo era și catedrala romano-catolică. Aia era o era pus acolo din anul 1009. 1009. Da? Da? Îmi spune Andrei că am o întrebare. Florin îmi spune. vezi că România este de, fapt, este de fapt falimentată, dar nu vrea nimeni să spună acest lucru? Suntem falimentați sau nu? Da, suntem în faliment. Și cel mai spurcat faliment este falimentul moral. Falimentul moral și falimentul economic România l-a mai avut în 1915. În 1915 România era falimentară. În 1915 era și falimentată moral, când toate analizele arătau că trebuie investit în armament și guvernul investea în curve la șosea, guvernul României. Și este un adevăr mergeau ăștia la șosea cu limuzinele, cu știrbei, cu barbu știrbei și cu ăștia alți, să se plimbe, să se dea mari, că iau limuzine și pulimea nu. Pe românește. Asta este istoria pe care noi învățăm la școală. Există însă soluții, tată. Uite, și ca să revin la marile momente istorice. Vine revoluția. Intrăm în Uniunea Europeană. Pentru prima dată România se află într-un context extraordinar într-un context european de adevăratele. Bă, cel mai sigur sistem de securitate NATO, cel mai prosper sistem economic Uniunea Europeană. Și, și la 10 ani de la Uniunea Europeană avem o semi în fruntea guvernului, un infractor la cârma celui mai mare partid al țării și doi repetenți la Parlament. Unul la Senat Tăricianu, unul la Camera Deputaților, Dragnea. Repete în stat. Asta înseamnă faliment moral. Și să știi că dintr-un faliment economic îți revii mai repede decât dintr-un faliment moral. Dar noi neavând educație, ne băgându-se niciodată după Revoluție, bani în educație, nu avem de unde să știm asta. Există însă niște senzori. Și senzorii ăștia dau soluții. Soluția, uite tata, în Sibiu, Brașov, București, afișe mari. Oraș liber de corupție, Dragnea de afiș pe un bulevard central din Sibiu, pe grup 4Media am găsit. Asta e soluția. Închideți orașele pentru penali. Pur și simplu, nu-i lăsați să intre în sedile de partid, alungați-i. Da? Asta se numește nesupunere civică și este obligatorie atunci când vezi că țara este făcută praf. Nesupunere civică. Ar trebui și o grevă fiscală, ar trebui și o grevă generală, pentru că ăștia nu se vor da duși. Ei trăiesc în minciună și merg în minciună. Era la antena 3 Vâlcov. Domnule, păi noi vrem amnistie fiscală că e scrisă în programul de guvernare. Au venit cei de la Newsweek și au zis, mă, să vedem unde e scrisă în programul de guvernare. Și nici nu există amnistia fiscală în programul de guvernare. Dar pentru că la o populație total needucată, total neatente cu propriul destin. Poți să-i zici orice? Vâlcov, condamnat la 8 ani de pușcărie în primă instanță pentru corupție, ăla cu tablourile prin cimitire, cu tot felul de chestii, vine să spună, doamne, mărim ce Ceaușescu, -i? cu ce au fost în cu suta lui de lei. Stai că mărim noi pensia, dublăm pensia, facem autostrăzi, dăm spitale, dăm la tot cartierul. Despre asta este vorba în România. Despre nimic nicie. Înțelegi? Despre nimic nicie. Și atunci, și îmi spune domnul Vasile Cârjă, Bună seara, credeți că Transilvania are nevoie de autonomie, identitate proprie, istorie scrisă mai corect, legislație nediferențiată pentru minorități, liberalism economic și cultural? În mod evident, și au toate regiunile țării nevoie de asta. Transilvania, cu atât mai mult cu cât de cea mai cunoscută regiune de pe planeta asta. Că au fost vampirii, că au fost desene animate cu, cu Hotel Transilvania, că au fost Bram Stoker, că au fost Bela Lugo și la Hollywood suntem cunoscuți. Vine prințul Cear și spune ce Transilvanie frumoasă există în România și autoritățile române. Nu, nu, nu există. La noi nu există pe hartă Transilvania. Vin o mulțime de turiști în Moldova și spun, domnule, dar voi ați putea face în Moldova un traseu culinar de excepție. Nu, nu, noi nu avem Moldova pe hartă. Te duci în Dobrogea, unde găsești niște tradiții senzaționale ale turcilor și ale tătarilor. Nu avem Dobrogea pe hartă. Te duci în Oltenia, te duci în Gorj, unde sunt 22 de cule. Județul ăla este fascinant. Ca peisaj, ca tot ce vrei tu. Nu, nu, mai sunt trei în picioare. Restul? Restul, nu știu, să se dărâmești, și vine ministru să spună domnule, ne pare rău să încercăm să mor eu dacă mai fac, nu îmi strânge degetul la ușă. Alungații. Efectiv alungații. Cum au făcut cei din Sibiu când s-au postat acolo în fața sediului PSD de Venea Dragnea și au trebuit să Plece de acolo cu Duba. Cei din Hunedoara la fel, din Deva. Strângeți-vă în fața sediilor de partid, ale PSD și spuneți-le ce gândiți. Nu trebuie violență pentru asta. Cea mai mare violență pentru ei este să le arăți oglinda în care să-și vadă propria nimicnicie. Spuneți-le, tată, ce gândiți, că altfel vorbim la mici și bere, cum vorbeam pe vremea prostului de Ceaușescu, când mai prindem și noi câte o bere de reghit nimă la asta ce face și ne eram super răcoriți că, vezi, doamne, am zis un banc cu bulă și cu Elena Ceaușescu. Pentru că ce se întâmplă acum este la fel. Elena Ceaușescu era o proastă? Ei bine, acum avem o tută, o semi-analfabetă. Bă, astăzi să, să, auzi de la cabinetul primului ministru din guvernul României cum premierul, și îl vezi acum, habar n tată. Abar n-are de propria limbă, de limba maternă, Dorim să ne anexăm pe prevenție. Să ne anexăm în loc de axăm. Boeing, nu Boeing. și o stat nu știu câți ani ci că pe la Bruxelles, dar dacă nomez la Bruxelles, o merg cu translatorul. Deci, bă, în afară de cumpărături și cu ai mai fost undeva. Pentru că este jenant, mijenă de proprii copii atunci când apare asta din videle la televizor. Roșesc. Pur și simplu roșesc. N-am roșesc când am mers prima dată la femeie. mă. Roșesc când o văd pe asta la televizor. Nu se poate, bă. Chiar în halul ăsta, tată. Nu se poate chiar în halul ăsta. Și ca, compar atunci cu țările de lângă noi. O compar, mă compar iară cu Croația, că e la modă să vorbești despre Croația. Să vezi ce revelație Croația. Să-ți dai seama că... După ce ai fost 10 sau 12 ani în concedii prin Croația sau ai auzit de la alții care au fost în concediu, ca să știi și de ce e așa Croația. Și de ce Croația nici nu se vede că a avut un război. Meni Iugoslavia, care a fost făcută praf de războaie. Acum 20 de ani bubuiau tunurile prin Beograd. Da? Astăzi, la tăta treia casă, vezi tractoare, tată. Nu este un o palmă de pământ e lucrat. Și uite, m-am uitat pe puterea românilor. Care zice foarte fain, o citează pe Daniela Luca. Președinta Croației are o licență în științe sociale la Universitatea din Zagreb, studii postuniversitare la Viena, un Fulbright, o bursă la George Washington University, o bursă Lutschitz la Kennedy School of Government la Harvard, o fost visiting scholar la Universitatea John Hopkins. Înainte de a ajunge președinte... Colinda Grabar Kitarovici a fost ministrul al afacerilor europene și ministrul de externe, ambasador al Croației în Statele Unite, asistent de, pentru diplomație publică al secretarului general NATO în două mandate, tată. Bă, păi bă, veorica noastră ce are în cu sufletul în afară de coafură mânc cu coafura ei de pavian. Adică noi va trebui să ne comparăm cu țările astea. Pentru că este globalizare, tată. Globalizarea nu înseamnă numai că mă duc în concediu cu buletinul. Globalizarea înseamnă că intri într-o competiție imensă. Și în competiția asta va trebui să aduci ce? Inovare, caracter, etică publică. Arătați-mi unde e etica publică la un infractor dovedit ca Dragnea. Unde e etica publică la un repetent ca Tăricianu. Unde e etica publică la o semi-analfabetă ca asta din videle. Bă, adică deja s-au ajuns la pasul de dinaintea a nesupunerii civice. Astăzi nu îndrădiți ăștia să dea ordonanța aia 13. Mai fac o ședință joi și toată lumea tremură, toată lumea stă cu carnea tremurând pe ea, dacă ăștia vor să facă, să dea o ordonanță ca să-l grațieze pe Dragnea și să-i grațieze pe tâția din gașca lui, România pușcă. Sigur că ăștia vor pleca repede în concediu. A doua zi, pof, avionul de Brazilia și am plecat. Dar bă, până la urmă va trebui să puște România ca să se vindece. Uite, îmi zice Traian Nicolae Vranau. Credeți că Bucovina ar putea fi prosperă din independență? Din a fi independentă? Resursa principală, pădurea, nu se regăsește nimic în zona infrastructură. Avem cele mai periculoase drumuri naționale din Europa, DN17 și DN2. Întotdeauna am crezut că 1 decembrie pentru Bucovina nu este o dată de sărbătoare. N-am avut curaj să o spun cu voce, dar urmăr, cu voce tare, dar românii în programul nostru încep să cred că trebuie să discutăm despre asta mai serios. Păi să discutăm despre Bucovina, pentru că Bucovina s-a dezvoltat cât a fost sub austrieci. Ne place sau nu ne place? Bucovina și Banatul aveau cele mai bune infrastructuri feroviare din toată, Europea, din toată Europa, mă rog, Uniunea Europeană de astăzi. Gândiți-vă că Banatul avea cea mai densă infrastructură feroviară. Și atunci, în secolul XIX, infrastructură feroviară era echivalentul autostrăzilor de astăzi. A venit un inginer neamț, austriac, și-a -au făcut căile ferate din Bucovina. În 900... 16, bucovinenii i-au ridicat statuie. Pur și simplu i-au ridicat statuie. Inginerul austriac. În 1922, o vin Brătianu și o să nu mai văd decât Escu și au dărâmat-o. Abia în 2016, bucovinenii au și-au regăsit istoria, n-au avut bani să facă o statuie, au pus o plăcuță de bronz cu numele inginerului. La fel au făcut peste tot. Au schimbat după 918 toate denumirile din Ardeal, Banat, Bucovina. Nu cumva să nu le sune românește. Eu sunt din Zau. Știi cum eu pus numele la Zau? Moinești. Mă, fira de când Zau Moinești. Nu nu, 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 seamănă cu nu știu care. O grămadă să și o carte atâta pentru poștaș. Știi, vechiul Zau acum mai Moinești. Se găsește acolo. Pentru că nu mai știau aia unde să ducă scrisorile. A fost talmeș balmeș, Ăsta e centenar, ăsta nu este centenar, tată. Asta e, nu știu cum să zic, pentru unii sărbătorirea, pentru alții comemorarea a 100 de ani de hoție și non-caracter. S-au ajuns ca actori celebri să meargă în stradă. Mă. Oana Pelea, Marius Manole, Florin Călinescu merg să strângă semnături în campania fără penal în funcții publice. Asta ar trebui să fie normalitate, tata. Noi n-ar trebui să discutăm la ora asta despre. Despre fără penalii în funcții publice Asta ar trebui să fie de la sine înțeles Dar nu avem ce face Nu avem ce face că ăștia au ajuns la putere Pentru că mulți au zis Las că nu-i bai dacă nu mă duc la vot Ei bine, vedeți că-i bai Trebuie să mergi la vot Și la nouă fără un minut Trebuie să te duci la vot Că altfel Vin băieții Care sunt pregătiți nu sca ca noi de ăștia cu bun simț Știți, ar trebui să facem Nu, ăștia au luat puterea Au ras tot Uite, te aici, tată. Vine condamnatul, văd din curentul, tupeul incredibil al condamnatului Darius Vâlcov la Antena 3. Ordonanța asta pe grațiere și amnistie ar fi un moment zero potrivit pentru toată lumea în anul centenar. Ăsta condamna la 8 ani de pușcărie în primă instanță pentru corupție. Bă, când iei 8 ani. Tată, corupția ăștia cu 2-3 milioane luau cu suspendare la 8 ani cu executare. În primă instanță. Îți dai seama ce cuplărai financiar au fost pe acolo. Și vine, băiatul ce, domnule, e potrivit chestia asta pentru centenar. Bă da, așa ne-au fost înțelegerea la proclamația din Alba Iulia, din la 1 decembrie 1918. O scris acolo, în tratatul ăla cu Transilvania, cu Bucovina, cu Banatu, cu Basarabia, că hoții vor fi iertați. Păi așa nu se unia nici dracu cu voi, mă. Rămâneați voi cu Imperiul Otoman. Și la revedere. Nu, vere, las că facem să vezi. Știi ce a fost 1 decembrie 1918? O nuntă cu darmă. Le-au băgat marile puteri, cu Clemenceau, cu Franța, lupește prăjit de atunci. Le-au băgat Transilvania, navă mă și faceți-o. Și ce au făcut băieții? Au fugit cu darul, tată. În Corea de Nord, astăzi, se mai discută despre asta și o citesc pe Călina Berceanu acum, de la realitatea, Românie te halesc. Corea de Nord a anunțat că va acorda amnistie persoanelor condamnate pentru crime împotriva țării și altor persoane pe fondul aniversării a 70 de ani de la înființarea statului. Vâlcov, condamnat la 8 ani de pușcărie în primă instanță despre amnistie la, la Antena 3. Un moment zero în anul centenar ar fi un moment bun pentru toată lumea. De ce mă să rămâneți cu averile? Alea pentru care au muncit Badea Gheorghe sau Lelea Flore? Pe care alungați din piețe sau de pe marginea drumului că vând pătrunjel? și luat luați și îi băgați și le dați amezi de câte 500 de lei când ei au pensie de 350 de lei de la CAP. Bă, tată, bă, o autostradă într-o sută de ani n-ați fost în stare să faceți. N-ați fost în stare să recuperați greșelile, să reparați greșelile pe care le-ați făcut față de Moldova. Măcar să fi făcut, nu știu, cât o continua Ceaușescu, o comuniștii de atunci, canalul Dunăre-Siret. Ați lăsat Moldova în foame, bă. Te uiți la Siret, i-am dus odată pe copii până la sus, la Humulești. Siretul știi că era cât masa asta, tată. Bă, dar ăsta e siretul? Nu cred. M-am dus să mă uit până am găsit o plăcuță de an care scria râu siret. Pentru că se schimbă clima, dar proștii din fruntea statului habar n-au ce presupune schimbarea asta a climei. Se schimbă toate prioritățile legate de, de agricultură. Lumea vorbește despre criza alimentară care va veni după criza economică, și noi fluierăm și dăm insula Marea Brăilei pe nu știu câte decenii unor, țări, unor investitori din țările arabe. Băi, investitorii ăia sunt bineveniți oriunde, dar nu te joci cu pământul, tată, că pământul îți dă cucuruz. Nu poți mânca volan, nu poți mânca telefoane, nu poți mânca aparate de fumat. Nu poți mânca nici chei de mașină. Cucuruzul poți mânca. Pământul asta îți dă. M-am întâlnit azi cu un domn care a lucrat în armată și zicea, domnule, eu să știi că am fost mare naționalist și am votat cu PRM-ul, dar acum a să mor eu dacă n-aș vota cu Orban Victor. Și zic, nu, no, mă provocați, vreți să ne suduim, să bem o bere, să ne împretenim sau cum? Și îmi zice, domnule, acolo am auzit că nu se vinde pământul. Și a zis, da, o băgat în Constituție că nu se înstrăinează pământul, că moștenire națională. Păi eu cu aș vota, eu tot am auzit la lancă, zic, bine că te-am întâlnit să întreb. Și am arătat pe telefon: Uite, na, aici alege că scrie și la noi. Nu-i venea să creadă omului că la un pas, la o zece pași de România, se pot întâmpla lucruri care, ce fac? Îți dau consistență identitară, îți dau mândrie. Acolo nu se dau, nu vorbim de Austria sau de Germania sau de Franța, unde democrația e de nu știu câte zeci de ani și unde sunt stabilizați în etică publică și etică guvernament, guvernamentală. Vorbim de Slovacia, care au avut probleme mai mari ca noi în 2000. Erau acolo niște naționaliști meciar și tăți nebunii de acolo. De noi eram aur pe lângă ei. Vorbim de Cehia, vorbim de Ungaria, vorbim de... De cine vrei tu? Și bă, ei au reușit. De Albania vorbim. Albania despre care râdeam că nu ne dă decât țigări Polonia și nu știu ce, Coneac, Scandenberg. E bine, nu. Albania este cu cinci clase peste noi. Autostradă care traversează întreaga țară, turismul dat pe mâna companiilor nemțești și deja se face turism cu noi încă nu visăm, da? și sistemul de sănătate conform la poartelor Comisiei Europene din ultimii trei ani, cu zece clase peste România. Albania, tată. Nouă, nu ne vine să credem pentru că noi încet, încet ne obișnuim cu rău și zicem las că nu chiar așa de rău, că am făcut o mămăligă cu tocană. Baiul nu e la tată. Baiul este că fiul tău va pleca și vei mânca tocana aia singur. Dacă ți-o vei mai permite. Pentru că vor veni ăștia cu impozitul pe gospodărire mai devreme mai, și mai târziu. Sau mai târziu și vei plăti impozit pe găini. S-ar putea totuși să nu mai poți să ții dai, că trebuie să le dai de mâncare că gazul se scumpește. O scumpi gazul, acum de la 1 iulie, o anunța scumpim la 1 iulie, de încă 10% la gaz. Și vine Vâlcov, condamnatul ăsta în primă instanță, și spune, domnule, reducem factura la gaz. Păi, bă, voi ați crescut-o de când sunteți la guvernare, au crescut benzina, au crescut gazul, au crescut curentul, toate au crescut, au crescut, crescut euro în afară de voi care v-ați dat salarii speciale, pensii speciale, secretarii speciale și tot felul de chestii speciale, nimeni nu mai trăiește bine în România. Nici milionarii. Tot povestesc anul trecut. Povesteam și la Luc. Mă m-am întâlnit cu un tip care avea, avea, că vândut-o, fabrici de mobilă. Exporta. Avere undeva la 10 milioane de euro. A vândut tot. Și am zis, băi, dar ești nebun. Și tu te plângi în România că ești milionar. Să zic, bă, dar mă duc pe aceleași drumuri ca voi, ăștia care nu sunteți milionari. Dacă trebuie să mă duc la urgență, mor acolo și infecția aia nozocomială nu se uită ca e mama mea sau mama ta, că la mama de milionar nu merge și numai la mama de nemilionar. Și a plecat în Austria. Și a zis, bă, și ce faci acolo? Vreau să stau liniștit. Vreau să-mi copii într-o țară normală. Vreau să mă trezesc dimineața zâmbind. Vreau să știu că dacă îi soare, nu-i bai, că nu vine seceta că acolo au irigații, dacă plouă au diguri, dacă e din soare, știu să dezăpezească. Și vreau să plătesc impozite unui stat care mă respectă. Și îmi respectă fiecare leus pe care îl dau. A plecat. văd dacă un milionar la 10 milioane de euro avere pleacă, eu de ce dracu mai stau aici? Dar eu am o naivitate de a pe de care râd și copiii mei. Dar până la urmă, a trebui să ne punem întrebări. Răzvan Chiruță, redactorul șef de la Newsweek, are un comentariu pe Facebook apropo de Vâlcov, condamnat de 8 ani, la 8 ani de pușcărie pentru corupție, declară la Antena 3 televiziunea altui infractor, unul care și-o plătit nici acum a prejudiciul la de 60 de milioane, că amnistia ar fi un moment zero în anul centenar. Ei bine, nu. Și zice Răzvan Chiruță, pentru mine n-ar fi bun deloc. Eu nu am furat. N-am dosar penal. Nu voi avea dosar penal. N-am rude cu dosare penale. Nici prieteni condamnați. Prin urmare, amnistia ar fi un moment foarte rău pentru toată lumea cinstită din lumea asta. Un moment zero în anul centenar ar fi fost dacă un condamnat și jumătate ca Dragnea și-ar fi dat demisia de la Camera Deputaților. Dacă un condamnat ca Vâlcov n-ar fi fost niciodată consilierul primului ministru. Dacă primul ministru n-ar fi o proastă, îmi pare rău, m-am enervat, zice răzvan. Dacă liderul celuilalt partid de guvernare, tericianul n-ar fi fost un gigolo penibil care ne vrea scroși din Europa civilizată, din păcate am ratat momentul nostru zero la centenarul ăsta. Așa că meres la pușcărie dacă ați furat domnule Vâlcov. Poate măcar la următorul centenar România va fi o țară normală, necondusă de lepre. Înțelegeți despre ce-i vorba? Despre lepre despre hămesâți, despre tip care ți-a intrat în casă, ți-a furat televizorul, ți-a violat nevasta, ți-a spart geamurile, ți-a dat foc la casă. După aia trece pe lângă tine zâmbind și zice, „Mograțiat. grațiat. L-ați văzut pe la. Era un cela cu violul și tot felul tâlhărie. Deci a scăpat cu legea lui Todier. Pe ăla l-a loprins tot din tâlhărie după nu știu câte mașini accidentate, cinci mașini accidentate prin București, doi răniți și ăla e eliberat din pușcărie. Gândește că sunt șase infracțiuni pe oră în București. Și tu vii să-mi marele profesor Todier, slugărel Todier, vii să-mi spui că deținuții au nevoie de condiții. Băiatule, nu înaintea bolnavilor din spitale nu înaintea copiilor din orfelinate, nu înaintea țăranului care o sta cu spatele sub sacii de greu o viață întreagă. După ce rezolvăm toate chestiile astea, ne gândim și la deținuți. Ai auzit pe vreo unu să spună musai, 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 trebuie ordonanță de urgență pentru mizeria din spitale sau pentru cei în spitale? Nu! Toată lumea vine, trebuie să dăm ordonanță de urgență, să facem totul ca pe timpul lui Ceaușescu pentru tovară și din pușcării. Băiatule, în toate țările sunt de care au greșit și au intrat la pușcărie și aia care sunt liberi că nu au greșit. Toate țările normale merg către treia cinstit și spun, uite, facem să puteți lucra mai mult, să puteți câștiga mai bine, să vă dați copiii la o școală mai bună, să intrați într-un spital mai curat. În toate țările. După ce rezolvă chestia asta, mergi și la care o greșit. Bă, nu vă tăie în capul. Uite, încercăm să vă facem, nu știu, celule mai luminoase. La noi invers. Prima dată mergem la aia din celule și pe aia alții băgăm în măsa. Despre asta este vorba. Și o să caut cartonul lui Daniel Mihiș. Pentru că el are în câteva rânduri scrise toată concluzia Centenarului pe care unii îl serbează, cu gândul că scapă de pușcărie. Zice Daniel, un milion de angajați sunt cu salariile tăiate. Peste 30% din IMM-uri, PFA-uri, și-au cerut insolvența sau au intrat în faliment. Aeroporturile sunt supraaglomerate pe direcția vest, spitalele sunt dezgustătoare, județe întregi sub ape, infrastructura, o glumă proastă, daciumații și o parte a opoziției sunt preocupați de zecile de mii de noi pensii speciale ale aleșilor locali. USL Forever arde vaș pe rug. Da, tată. Despre. Îmi zice unul, fără autonomie, Sabin, dacă vrei să mai urmenească românii. Bratule, autonomia este pentru toți cetățenii, inclusiv pentru români. Autonomia înseamnă, autonomia administrativă și financiară și culturală, înseamnă că majoritatea banilor pe care îi câștigi, și tu, și eu, și Văsălie, și Ioșca, și Hans, și toți din țara asta, și Rostaș, rămân la tine. Autonomie înseamnă autogospodărire. Nu mai vorbiți despre România că e murdară, că nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Ia vorbiți despre propriul șanț. Autonomia înseamnă să ai voie să-ți faci și să ai resurse necesare să îți cureți propriul șans. Și o parte din câștigul tău să meargă și la vecinul care nu e așa de bogat sau, doamne ferește, are o boală cronică și nu poate să-și curețe șanțul propriu. În fiecare ne vom autogospodări și vom spune, nu, ăsta e setul de nu știu, priorități naționale, armată, monedă, taxe vamale, poliție națională, acolo dăm toți bani. În restul, mai punem niște bănuți într-un fond de solidaritate interregională să ne ajutăm regiunile între noi și restul rămân acolo unde se produc banii. Când vor rămâne impozitele în locurile în care sunt fabrici, sunt uzine, sunt afaceri, atunci comunitățile se vor dezvolta. Până atunci vei vedea, domnul care mi-a scris, o grămadă de primari care merg, bună ziua, acum ajung la București, și să -mi milogez de tot felul de deputați, unii de 10 ori mai proști decât îl mai prost primar din România. Nu mă duc și pe mine la ministru cu tare, dar ce vrei mă? Vreau și eu să-mi trag apa, vreau să-mi văruie școala, vreau să-mi fac o canalizare, vreau să uh, repar un pod, vreau să repar dispensarul. Ca să-ți repari un dispensar, trebuie să mergi la București? Numai pentru că îți aprobă sau nu îți aprobă ministru? Tu crezi că ministrul ăla știe mai bine ce e în comunitatea ta? Autonomie înseamnă să decizi tu, pe banii tăi, în cadrul legilor naționale. Că legile naționale nu te lasă să-ți faci spital cu mai știu eu ce, cu rachete nucleare. Și aia trebuie să respecti. În rest, n-ai decât să ți-l faci, răspuns pentru el, răspuns pentru fiecare ban public. Și mai este ceva. Dacă tot vrei să faci autonomie administrativ financiară și culturală, va trebui să iei în seamă niște lucruri care trebuie puse în lege națională. 1. Nu se mai dau pedepse cu suspendare pentru corupție. În cazul demnitarilor, Pedepsele pentru corupție trebuie dublate. Exact cum e în țările civilizate. Una este să fii corupt că ești un funcționar la ghișeu și ai salariu prost odată la o tonă de ciocolată și te-o cumpărat. Și alta e să fii ministru care ai dat o ordonanță și unul a câștigat, fără muncă, 50 de milioane de euro. Ei bine, ăla poate lua cu 2 ani pe executare funcționarașul, dar ministrul trebuie să putrezească în pușcărie. De ce? ca să știe toată lumea că dacă bagă mâna, îi taie popa limba. Și popa știi cine -i? Judecătorii care stau la masă să uită la tine, deci n-a zis domnul inculpat. Și tu zici, să mor eu dacă am furat! În spatele tău s-aud hoho oh, de, de râs ale elora care și-o făcut praf planetara pe autostrada pe, pe care, tu n-ai făcut-o, dar milioanele le-ai încasat. Despre asta e vorba ta. De deci, ce e așa? Pentru că în România nu s-a schimbat mare lucru. Am văzut pe presoan vă dau doar titlu din presoan. O doamnă care zice, nu știu dacă găsești linkul din Press One, și cu asta am și terminat, zice doamna de mai jos, Catrin Verdi, am fost urmărită după Revoluție de același om care mă urmărise și înainte de 89. Securiște au fost, securiști au răb. Atunci era un sistem Acum sunt în economie. Atunci erau în sistemul Ceaușescu și tremurau când dădea primul secretar telefon. Acum sunt în politică și tremură toată țara când dau ei câte un telefon. Sau câte o ordonanță de urgență, după caz. V-am pupat. Ne vedem mâine și povestim despre o țară care merită mai mult. Mislat.